just wanted to comment on the brother sharing. Thank you very much. Vreau să mulțumesc fraților care au împărtășit mai devreme. I believe that we are the family of God, and that's very profound. Și eu chiar cred că suntem o familie a lui Dumnezeu și acest lucru este atât de profund. It says in Ephesians 2 that we're the body of Christ. Și în Efeseni 2 spune că noi suntem trupul lui Hristos. We're the family of the Father. Suntem familia Tatălui. And we're the temple of the Holy Spirit. Și suntem temple ale Duhului Sfânt. The place where God dwells. Și noi suntem locul în care Dumnezeu locuiește. So God wants to dwell among us. Deci Dumnezeu vrea să locuiască printre noi. And his main command is love one another. Și porunca lui cea mai măreață este să ne iubim unul pe celălalt. And so he gave us the Holy Spirit so we can live in him and his love can live through us. Și el ne-a dat Duhul lui cel Sfânt ca dragostea lui să poată trăi printre noi. Amen. Să trăiască prin noi. My name is Jim. Numele meu este Jim. I'm from the United States. Vin din Statele Unite ale Americii. When I was 18 years old, God called me to be a missionary to Japan. Și când aveam 18 ani, Dumnezeu m-a chemat să fiu un misionar în Japonia. So I went to Japan in 1977, 40 years ago. Și în 1977 m-am dus în Japonia, acum 40 de ani. I would love to tell you more about Japan and other places in Asia. Mi-ar plăcea să vă spun mai multe despre Japonia și multe alte locuri din Asia. For the last 20 some years I've been involved in training in many countries in Asia. Și în ultimii 20 de ani am fost implicat în foarte multe traininguri în Asia. I'll just give you one picture. Vă voi da doar așa o imagine. Like Romania, Mongolia, the country of Mongolia was part of the Soviet Union from 1920 to 1990. Ca și România, Mongolia a fost parte a URSS pentru foarte mulți ani. When the Soviet Union fell in 1990, there were only 5 believers in the country of Mongolia. Și când URSS-ul a căzut, în acel timp în Mongolia erau doar 5 creștini, 5 credincioși. I began going there in 1994. Și în 94 am fost acolo. 95. There was about 4,000 believers there then. Și când m-am dus acolo erau 4,000 de credincioși. Now there's about 200,000 believers there. Și acum sunt aproximativ 200,000 de credincioși. Slăviți să fie Domnul. Gospel's growing very fast. Deci Dumnezeu lucrează foarte rapid. And their goal of the national church is to reach 10% by the year 2020. Și scopul lor este să ajungă la să câștige 10% din populația țării până în 2020. In fact, I'm going there the week after next. I'll be in Mongolia. Și peste ceva timp voi fi în Mongolia. But also we've been involved in China. Dar totodată am fost implicat și în China. Nepal, Myanmar. Nepal, mai multe țări. Cambodia, Vietnam. Cambodia, Vietnam, India, multe țări din Asia. And we do very basic discipleship training. Și facem ucenicizare cu lucruri de bază, fundamentale. A couple of years ago, the Lord put it on our heart to do something for the refugees. Și acum ceva timp Dumnezeu ne-a pus pe inimă să facem ceva pentru refugiați. There's about 11 million refugees in Europe now. Și sunt how many millions? 11. 11? Yes. Sunt aproximativ 11 milioane de refugiați în Europa. So this is a strategic opportunity for the church, especially to reach Muslims. Și acest lucru este o strategie, este un timp de strategie pentru noi ca să-i câștigăm pe ei, pe refugiați, pe musulmani. We're traveling to several countries in Europe and helping teams of people that are reaching out to refugees. Și călătorim prin diferite țări ale Europei și încercăm să ajutăm echipe care să câștige, să-i ajute pe refugiați în diferite țări. Please pray for us, pray for the refugees. Vă rog să vă rugați pentru noi, pentru refugiați. Maybe God will send some of you. Și poate Dumnezeu va trimite chiar și pe unii dintre voi. Okay, this morning I want to share a very simple message with you. Și în această dimineață vreau să împărtășesc cu voi un mesaj simplu. Called the power of rejoicing. Numit puterea de a te bucura. And I want to begin by reading James chapter 1 verses 1 to 4. Și vreau să citim Iacov capitolul 1. James chapter 1 verses 1 to 4. Iacov capitolul 1 versetele de la 1 la 4. Ok. Verse 1. Ok. Iacov, roba lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos, către cele 12 seminții care sunt împrăștiate, sănătate, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdarea, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, pentru ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. This is a radical teaching. Este o învățătură radicală aceasta.
To rejoice in troubles and trials. Să te bucuri în probleme și în încercări. The Jewish Christians were going through a very hard time. Creștinii iudei treceau prin momente, prin clipe grele. Yeah, they had probably been dispersed from Jerusalem and spread out, you know, scattered about in the country. Și probabil au fost alungați din Ierusalim, erau împrăștiați prin toate celelalte locuri. They didn't know what was going to happen to their country. Și ei nu știau ce se va întâmpla cu țara lor. And then they were being persecuted for being Christians. Și erau persecutați datorită faptului că ei erau creștini. They faced very difficult situations. Și au dat piept cu foarte multe situații dificile. And James says, rejoice. Și Iacov le spunea, bucurați-vă. Consider these problems pure joy. Și el spunea, considerați aceste probleme ca o bucurie pură. Why do we rejoice in troubles and trials? De ce să ne bucurăm în probleme și în încercări? It's not because we feel good or we feel like rejoicing. Nu este pentru că ne simțim bine sau simțim acest sentiment de bucurie. But because we believe God. Ci pentru că noi ne credem în Dumnezeu. Because He's at work. Pentru că El este la lucru, lucrează. And when we rejoice, God can work very powerfully. Și când noi ne bucurăm, Dumnezeu poate lucra într-un mod puternic. Remember the story in Acts chapter 16? Vă aduceți aminte de povestea din Fapte 16? In the city of Philippi? În orașul Filipin? Filipeni? Paul and Silas had been arrested and put in jail. Pavel și Sila au fost arestați, au fost puși în închisoare. And they were in chains. Și erau în lanțuri. So it's about midnight. They were worshiping the Lord and singing praises to the Lord. Și la mijlocul nopții ei cântau, aduceau laudă lui Dumnezeu și se bucurau. And suddenly there was a great earthquake. Și dintr-o dată a venit un mare cutremur. Their chains fell off. Și lanțurile au căzut. And the jailer was going to kill himself because he thought everyone had escaped. Și șeful acelei închisori a vrut să se omoare pe el pentru că toți ceilalți erau liberi. And Paul and Silas said, "We're all here. Don't kill yourself." Și Pavel și Sila au spus, "Suntem toți aici. Nu te sinucide, nu te omoară." They shared the gospel of Christ. Și au început să împărtășească Evanghelia lui Hristos. What must I do to be saved? Și el a răspuns, "Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?" Believe on the Lord Jesus Christ and you and your household will be saved. Crede în Domnul Iisus Hristos și tu și casa ta veți fi mântuiți, veți primi promisiunea. But when they were in the jail, dar când ei erau în închisoare, they had been whipped. Au fost bătuți. They were dirty. Erau bătuți, erau murdari, erau în lanțuri. They didn't know what's going to happen. Și nici nu știau ce se va întâmpla. But they began to worship the Lord and God did a powerful miracle. Dar ei au început să se închine lui Dumnezeu și Dumnezeu a făcut un lucru minunat, puternic. We may not be chained in prison. Poate nu suntem în lanțuri, nu suntem în închisoare. But all of us face problems and trials. Dar cu toții dăm peste probleme și încercări. James teaches us to rejoice when you face trials of many kinds. Și Iacov ne învață să ne bucurăm prin diferitele încercări. Trials are inevitable. Încercările sunt inevitabile. He didn't say if you face trials, he says when you face trials. El nu spune că poate veți avea parte de încercări. El spune când treceți prin încercări. No one wants to face trials, but we all will face them. Nimeni nu vrea să treacă prin încercări, dar toți trecem pe acolo. And sometimes we ask why? If God loves me, why did He allow this to happen? Și câteodată ne întrebăm de ce, dacă Dumnezeu mă iubește, de ce permite ca aceste lucruri să se întâmple? And it's easy to get discouraged. Și este ușor să devii descurajat. We have all kinds of problems. Și avem tot felul de probleme. Financial problems. Probleme financiare. Sickness, trouble at work. Boli, probleme la muncă, la servici. Struggles in relationships. Ne zbatem în relațiile noastre. Sometimes our own failures. Și uneori chiar și eșecurile noastre. Personale, stres, probleme de familie. And we think, why? Și ne întrebăm de ce? Yeah, sometimes I buy old cars in Japan because they're cheap and I have a problem with my cars. Și uneori cumpăram mașini mai ieftine din Japonia pentru că mașina mea avea probleme. One time I was driving down the freeway with about 10 children in my van. Și odată conduceam pe autostradă cu 10 copii în dubița mea, în venul meu. The engine blew up, it stopped in the freeway. Și dintr-o dată s-a oprit în mijlocul șoselei. And I remember this verse and just began to rejoice in the Lord. Și mi-am adus aminte de acest verset și am început să mă bucur în Domnul. Because God is in control. Pentru că Domnul este în control, Dumnezeu e în control. Sometimes we pray and our problems do not go away immediately. Și we pray.
We pray and say, God, take away the problem. Și uneori ne rugăm și spunem, Doamne, ia problema asta de la mine. And we want it to go away instantly. Și noi vrem ca acea problemă să plece instantaneu. But sometimes it doesn't go away. Dar uneori nu pleacă. So what happens to your faith then? Deci ce se întâmplă atunci cu credința ta? We must learn how to respond to trials and problems because we will face them. Noi trebuie să învățăm să, cum să răspundem problemelor și încercărilor pentru că noi vom avea parte de ele. And it's very important to know whatever we face, Jesus understands. Și ce este important este că indiferent prin ce trecem, Dumnezeu, Isus ne înțelege. It says in Hebrews 12 that he has suffered temptation, so he knows how to help those. Și spune în Evrei 12 că și el a trecut prin ispite și el știe să îi ajute pe cei care trec pe acolo. And in Hebrews chapter 4. Și în Evrei capitolul 4. Verses 15 and 16. Evrei capitolul 4, 15 și 16. Yeah, you read it. 15-16, okay? Yeah. Căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Jesus is our high priest. Isus este marele nostru preot. He's seated at the right hand of God. Și el stă la dreapta lui Dumnezeu în ceruri. But he understands, he became a man. Dar el înțelege, el a fost făcut, a devenit om. He's experienced everything that we go through. Și el a experimentat toate lucrurile prin care noi trecem. He experienced suffering and rejection. El a experimentat respingere și suferință. So whenever we struggle, we know that Jesus understands our problem. Și oricând ne zbatem, să știți că Iisus ne înțelege problemele noastre, necazurile noastre. Exactly, that's the time when we can draw closer and closer to him. Și de fapt, atunci este momentul când noi ne putem apropia mai mult și mai mult de el. So James says, consider trials pure joy. Și de aceea Iacov spune, considerați aceste încercări ca o bucurie pură. Why can we do this? De ce putem face acest lucru? Because we believe God is involved. Pentru că noi credem că și Dumnezeu este implicat, că El lucrează. I don't understand why I'm going through this problem. Nu înțeleg de ce trec prin necazul acesta. But I know God is my father. Dar eu știu că Dumnezeu este he Tatăl meu. He has a plan, he has a purpose. El are un plan și un scop. And he's going to bring about blessing through the problem. Și el va aduce o binecuvântare prin această problemă. See, trials have a purpose. Vedeți voi, încercările au un scop. It says in verses 3 and 4. Și în Iacov, versetul 1, versetul capitolul 1, versetul 3 și 4. Testing of your faith develops perseverance. Spune că testarea credinței voastre aduce răbdare. And perseverance must finish it. Aduce perseverență. Mature, not lacking anything. Și aceasta vă ajută să fiți desăvârșiți și să nu vă lipsească nimic. It says in Romans chapter 8, 29. În Romani 8 cu 29. God works everything for good for those who love him and are called according to his purpose. Lucrează conform scopului lui Dumnezeu și spre binele celor ce îl iubesc pe el. Nothing happens by chance. Nimic nu se întâmplă la întâmplare. God knows the end from the beginning. El știe sfârșitul și începutul, el știe totul. He knows your thoughts, he knows your motives, he knows what's happened. El știe și gândurile tale și el știe ce se întâmplă. And he has a purpose. Și el are un scop. And that's to make us like Jesus. Și acest scop este ca noi să devenim ca Isus, să ne facă ca Isus. So he allows us to go through testing. De aceea el permite să trecem prin încercări. Swimmers, when they train, they go through a lot of testing. Notatorii când when they're training. Când se antrenează, trec prin o mulțime de teste. What is the purpose? Care este scopul? The purpose is not to drown them. Scopul este nu ca ei să se nece, ci să îi facă mai puternici. I have four children. Am patru copii. Three boys and one girl. Trei băieți și o fată. My third son is a very good football player. Și cel de-al treilea fiu al meu este un foarte bun jucător de fotbal. So Japanese, you know, they play very seriously. Și japonezii joacă foarte serios. So in the grade 7, 8 and 9 he played year round in the Japanese school. Și în clasa a 7-a, 8-a, 9-a, el a jucat pe teren în școală acolo la japonez. Americans are not very good at football. Americanii nu sunt chiar așa de buni la fotbal. But after the Japanese school, he went to the American school. Dar după școala japoneză s-a dus la școala americană. And because he was good, they put him on the first team. Și pentru că el era bun, l-au pus în prima echipă. And their team went to the
championship in Japan. Și echipa lor au participat la campionatul din Japonia. And he was playing all the games. Și el juca toate jocurile. And he was very short, still not very big. El era foarte scurt, chiar și acum nu este chiar atât de înalt. And some of the American guys were big, very strong. Și acolo unii din americani, din acei bărbați, erau foarte puternici, foarte înalți. During the game, someone ran by and knocked him down. Și în timpul meciului, unul a venit, a intrat în el și l-a dobărât. And he came over to the sideline holding his arm. Și a venit, își ținea mâna așa și a ieșit să se ducă la scaunul lui. All the ladies were thinking, oh, he should be taken out of the game. Și toate doamnele se gândeau, oh, trebuie scos afară din joc acum. But I said to him, dar eu i-am spus, if you can stand, you can play. Go back out there. Dacă tu poți sta în picioare, tu încă poți juca. Du-te înapoi acolo. He went back out and finished the game. Și s-a dus acolo și a terminat meciul, acel joc. Because I wanted him to be strong. Pentru că eu voiam ca el să fie puternic. And he was able to do it. Și a fost capabil să o facă. Our Father wants us to be strong in Christ. Tatăl nostru vrea să fim puternici în Hristos. So he allows us to go through struggles. De aceea el permite ca noi să trecem prin încercări. Because he wants to conform us to Jesus. Pentru că el vrea să ne lucreze, să ne modeleze. Many of you have heard of the great missionary Hudson Taylor. Poate mulți dintre voi ați auzit despre marele misionar Hudson Taylor. He is such a great man of faith. Este un om mare al credinței. It's amazing what he did. Și este uimitor ceea ce a făcut. They were facing wars and persecution. Au trecut prin războaie și persecuție. Had no money. N-avea niciun ban. But 100, maybe 200 years ago, they sent missionaries all over China where there were no one had ever heard the gospel. Și ei au trimis misionari prin toată China, acolo unde nici cei mai mari misionari nu s-ar fi dus. But he faced so many problems. Dar el a avut parte de atât de multe probleme. Yes, some children died. Unii copii ai lui au murit. His wife died. Soția lui a murit. And his son heard his father singing and praying the day that his mother died. Și în ziua în care a murit mama lui, copilul acela l-a auzit pe tatălui cum cânta și în casă și se ruga. His son heard him pray like this. Fiul lui l-a auzit rugându-se așa. Says, Lord, it doesn't matter how great is the pressure. El spunea, Doamne, nu contează cât de mare este presiunea. But where the pressure lies. Dar where is the pressure? Dar unde este presiunea? Is it between you and me? Este între mine și tine? Or does it press me into your heart? Sau mă face mai mult să intru în inima ta? I'll show you what I mean. Can you come here? Haideți să vă arăt, să vă ilustrez. Okay. So Pastor Kaden, stand here. And you're... So this is the father. So face this way. Deci acesta este tatăl. This is Peter, but he's facing the trial. El este Petru, dar el dă pieptul cu încercare. I'm the trial. Eu sunt încercarea. So now I'm between him and the father. Și eu acum stau între el și tatăl. And I'm pushing him away. Și eu îl împing, îl îndepărtez. Okay. Pushing him away. Încerc să-l îndepărtez. Or sau the trial can push him. Sau încercarea te împinge mai aproape, mai aproape în brațele tatălui tău. Vedeți? Okay. This is the purpose of the trial. Acesta este scopul încercărilor. So how are we going to respond to the trial? Cum vom răspunde noi încercărilor? Let it push you away from the Father? Le lasă să te îndepărteze, să te împingă departe de Dumnezeu? Let you push it into His arms. Sau lasă să te împingă în armele, în brațele lui Isus? It depends on our faith, how we respond. Depinde de credința noastră și de cum răspundem noi. Rejoicing is faith in action. Când te bucuri, să te bucuri este credința în acțiune. Very, very powerful. Este un lucru foarte puternic. There's a very interesting story about a missionary to Papua New Guinea. Și este o poveste foarte interesantă despre un misionar din Papua Guinea. His name is Otto Koning. Și numele lui este Otto. He lived in a place where, you know, natives and they couldn't read or write. Și trăia într-un loc în care acolo nu oamenii nu puteau citi, nu puteau scrie. And very primitive. Erau foarte primitivi. And so, you know, he lived in one village.
Și el trăia într-un sat. But he went to many other villages. Dar s-a dus în mai multe alte sate. And preached the gospel. Și a predicat Evanghelia. And one day they were going through the jungle. Și într-o zi pășeau prin junglă, mergeau prin junglă. Going to a village that had never believed the gospel. Și se duceau către un sat care niciodată n-a crezut Evanghelia. And you know, the natives were very good at going through the jungle. Și aceia erau foarte buni, acei oameni să meargă prin junglă, erau foarte buni. But the missionary, you know, they called him Long Nose. Dar acest misionar îi numea Long. Yeah, they called him Long Nose. That was they named him. Ei l-au numit pe misionar gen nas lung, ceva de genul, năsos, cum spunem noi. He wasn't very good at going through the jungle. Nu era foarte bine să mergi prin junglă. So he was always falling down. Și el cădea mereu. But on this way to the village, dar pe când mergea către acest sat, he fell down into a bee's nest. A căzut într-un stup de albine. And he was stung hundreds of times. Și a fost înțepat de multe, multe ori. And you know, some people can die from one bee sting. Și să știți că unii oameni mor de la o singură înțepătură de albine. And all the natives were just laughing. They thought it was so funny. Și toți ceilalți în jurul lui râdeau și credeau că este atât de amuzant. But he thought he was going to die. Dar el s-a gândit că o să moară. And he didn't have medicine. Și nu avea acolo nici medicamente. He only had medicine for the snake bite, so he gave himself the medicine for snake bite. Dar avea medicamente pentru mușcături de șarpe și i-au dat acelea lui. So much pain. Era atât de multă durere. So finally they made it to the village. Și într-un final au reușit să ajungă la acel sat. He couldn't preach. Și nu putea predica. So one of his disciples preached. Și unul din ucenicii lui a predicat. The missionary was laying in the corner. Și misionarul stătea acolo într-un colț. So this young guy that was preaching was very excited. Și acest tânăr care predica era foarte încântat. And so he always would preach his favorite story. Și el întotdeauna predica despre povestea lui favorită. It's about the 10 virgins. Care vorbește despre cele 10 fecioare. And so he was getting excited and he would add some things to the story. Și el era foarte încântat și mai adăuga niște lucruri povestii al celei pilde. Talking about the 10 virgins. Și vorbea despre cele 10 fecioare. And then he said, and Jesus married all 10 of them on the same day. Și Isus băiatul a spus Isus le-a căsătorit pe toate în aceeași zi. I'm sorry, I missed part of the story. Îmi pare rău, am sărit o parte a poveștii. When he was bitten by the bees. Dar misionarul când a fost înțepat de albine. He had been meditating on James chapter 1. El medita la acest verset din Iacov capitolul 1. And God told him to rejoice. Și Isus i-a spus să se bucure. And he said, how can I rejoice, God? I'm going to die. Și el a spus, da, cum să mă bucur, Doamne, că eu sunt pe moarte. But he began to rejoice in the Lord. Dar el a început să se bucure în Domnul. Then they went to the village. Și apoi s-a dus în sat. And his disciple was preaching the wrong message. Și cum am spus, ucenicul lui predica un mesaj greșit. Și el stătea acolo într-un colț. Jesus didn't marry them. Și a spus, Iisus nu le-a căsătorit pe acele 10 fecioare. And all the people that were gathered, that none of them had ever believed the gospel. Și toți care erau acolo, niciunul dintre ei nu crezuseră niciodată în Evanghelie. They had preached there many times. Ei au predicat de foarte multe ori acolo, în locul acela. Oh, look at Long Nose. What is? Look at Long Nose. Și ei spuneau, uitați-vă la năsosul, cum îi spunea misionarul. He wants to say something. Uite, el vrea să zică ceva. So he has in pain. Și el era în durere. He says, yes, I have a lot of pain. Și el a spus, da, simt foarte multă durere. But Jesus went through a lot more pain. Dar Iisus Hristos a trecut prin mai multă durere pentru voi, pentru tine. He shared the gospel simply. Și a început să împărtășească Evanghelia foarte simplu. And the whole village believed. Și atunci tot satul a crezut. Yeah, because he rejoiced in the Lord. Pentru că el s-a bucurat în Domnul. That's the power of rejoicing. Aceasta este puterea atunci când te bucuri. God doesn't make mistakes. Dumnezeu nu face greșeli. He doesn't always remove our problems immediately. Chiar dacă nu ia problema instantaneu. But he wants us to live by faith. El vrea ca noi să credem, să mergem prin credință. It's easy to be negative. Este ușor să devii negativ. It's easy to be critical. E ușor să fii critic. But God commands us to rejoice. Dar Dumnezeu ne poruncește să ne bucurăm. And when we rejoice, we say, I believe you, Lord. Și când ne bucurăm, spune, I believe you're in control. Indiferent de ceea ce se întâmplă, Doamne, eu știu că Tu ești în control. Don't waste good problems. Nu irosi problemele bune. Because every problem is a chance for God to do something powerful. Pentru că fiecare problemă, fiecare necaz este o șansă ca Dumnezeu să te facă mai puternic.
I'm going to conclude this morning by telling one more story. Și concluzia o voi aduce prin a spune o altă poveste. It's a little bit complicated. Este puțin mai complicată. But Pastor Kevin knows Pastor Jeff in Indonesia. Dar pastorul Călin îl cunoaște pe pastorul Jeff din Indonezia. And I work very closely with one of Jeff's colleagues named Eddie. Și am lucrat foarte aproape cu un frate care este coleg cu Jeff și numele lui este Eddie. It's a huge movement in Indonesia. Și este o foarte mare mișcare în Indonezia. They're a cell church, so everybody's in a cell. Și acolo au celule și fiecare este într-un grup acesta de celulă. One time one of their cell pastors was put in jail. Și acolo unul dintre păstori, păstorul unei celule a fost pus în închisoare. What happened was he had a sister that's a non-believer. Și ce s-a întâmplat? El avea o soră care nu era creștină, nu era credincioasă. And she wanted to get the inheritance. Și a vrut să ia moștenirea. She bribed the judge. Ea a mituit judecătorul. And he was put into jail. Și el a fost pus în pușcărie. In the island of Bali. She was put in jail. No, he. Și acest lider, acest păstor al celulei a fost pus în închisoare. And he wondered, God, why did you allow this to happen? Și el se gândea, Doamne, de ce ai permis acest lucru să se întâmple? I did nothing wrong. Eu n-am făcut nimic greșit. Someone gave him a prophecy and said, God is sending you. He has a plan for you. Și cineva i-a prorocie și i-a spus, Dumnezeu are un plan cu tine. El te-a adus aici. I don't know if you remember hearing in the news about the Bali Nine. Called the nine people on the island of Bali. Nu știu dacă ați auzit despre știrile despre acei 9 oameni care erau pe insula Bali. About 15 years ago, maybe 14 years ago, there were 9 people arrested for smuggling drugs into Indonesia. Și acum 14-15 ani au fost 9 oameni arestați pentru că aduceau droguri în Indonezia. In the Indonesia and in Singapore, the penalty is death. Și în Indonezia și în Singapore, pedeapsa pentru acest lucru este moarte. So these 9 were sentenced to death. Și acești 9 erau condamnați la moarte. It was on international news quite a lot because și a fost foarte mult la știrile peste tot internaționale. And many countries appealed to Indonesia and said, please don't put them to death. Și multe țări au intervenit și au spus Indoneziei, vă rugăm, nu-i condamnați, nu-i omorâți la nu-i omorâți. But the president of Indonesia said, well, this is our law. If we don't keep our law, then it means nothing. Și președintele Indoneziei a spus, așa este legea noastră. Dacă noi nu respectăm legea, atunci nu mai este nimic. So they were in jail for a long time. Deci au fost puși în pușcărie, în închisoare, pentru foarte mult timp. One of the guys' name was Daniel Chan, and he's a Chinese Australian. Și unul dintre ei era numit Daniel Chan și este un australian din China, ceva de gen. And he wasn't a believer. Și el nu era credincios. But when he found out that he was going to be put to death, he tried to commit suicide. Dar el când a aflat că a fost condamnat la moarte, a încercat să se sinucidă. And he wasn't successful. Și nu a reușit. But in the jail, he cried out to God. Dar în închisoare acolo a strigat la Dumnezeu. And said, God, please send me a Bible. Și a spus, Doamne, te rog, trimite-mi o Biblie. And he remembered a friend that he had that tried to share Christ with him one time. Și și-a adus aminte că un prieten al lui a încercat într-o zi să îi împărtășească despre Isus. Even had they had no communication, his friend and the group of Christians sent him a Bible. Chiar dacă nu mai comunicau de mult, acest prieten al lui i-a trimis o Biblie. And he began to read the Bible. Și a început să citească Biblia. And he met Jesus. Și atunci l-a întâlnit pe Isus. Yeah. And the cell pastor that was put into jail was put into the same place. Și acel păstor care al celulei care a fost arestat a fost pus în aceeași închisoare cu el, în aceeași cameră. And he discipled Daniel Chan. Și el a început să-l ucenicizeze pe acest Daniel. And they were in the jail for about 10 years before they were executed. Și au stat în închisoare 10 ani până să fie executați. And more than 300 prisoners came to Christ. Și în acel timp mai mult de 300 de oameni de acolo din închisoare au venit la Hristos. Including a Muslim imam. Inclusiv și un imam musulman. Finally the day came for the execution. Și porma a venit ziua pentru ca să fie omorâți, să fie executați. All 9 were believers. Și toți 9 atunci erau credincioși, credeau în Iisus Hristos. And see, actually you can ask Jeff because Jeff visited Daniel Chan.
Și tu poți să-l întrebi pe Jeff pentru că l-a vizitat pe Daniel timp de 6 săptămâni. So this is real story. Deci asta este o poveste reală. So on the day, the 9 of them were brought out. Și în acea zi, toți cei 9 au fost scoși afară. For each one of them, there were 9 soldiers with rifles. Și pentru fiecare 9 dintre ei erau 9 soldați care aveau armele la ei. And only one of the out of 9 had the real bullet. Și numai unul dintre cei 9 soldați aveau glonțul real în armă. So they wouldn't know who was the one that really killed them. Și ei nu știau care era cel care urmează să fie omorât. So there was 81 soldiers. 81? Yes, 9 times 9. For every 9 of them? 981 pentru fiecare. Deci pentru fiecare era câte 9 soldați. Și la fiecare ăștia 9, unul din ei avea un glonț în pușcă, celălalt era în salvanțe oarbe. Mulțumesc. Thank you. Yeah. And so when they came out, și când au ieșit afară, the soldiers were very discouraged. Soldații erau foarte descurajați. But they went to the soldiers. Dar s-au dus la soldați. He says, don't be discouraged. This is your job. Și a spus, nu fiți descurajați. Aceasta este slujba voastră. Asta este ceea ce voi trebuie să faceți. We know where we're going. Noi știm unde mergem. We're going to be with Jesus. Noi vom fi cu Isus. And they asked, do you want the mask? Și a întrebat, vrei masca să-ți acoperi fața? No. Și ei au spus nu. Și apoi au cântat 3 cântece. Și unul dintre ele, primul s-a numit 10.000 motive. Al doilea cântec, ei nu-și mai aduc aminte cum era, cum se numea. Third song was Amazing Grace. Dar al treilea cântec era Mărețul Har. By the end of the third song, și la sfârșitul celui de-al treilea cântec, they were all with the Lord. Erau toți cu Domnul. And they rejoiced. Și s-au bucurat. They rejoiced when they knew they were going to die. S-au bucurat că știau că o să moară. Very powerful story. Este o poveste puternică. So I want to just say a short prayer. Și vreau să spun o rugăciune scurtă. I'm going to ask Albini to sing this song with you together. Și apoi vreau să cântați împreună cu mine acest cântec 10.000 motive. Pastor to come and lead us. Și voi cere pastorului să vină să ne conducă. But I sense that maybe today some of you are struggling. Dar simt că poate unii dintre voi trec prin probleme. Facing troubles, maybe some of you in your family, even in your church. Poate aveți probleme chiar și în biserică, în familiile voastre. God wants you to rejoice. Dar Dumnezeu vrea să vă bucurați. And nothing is too hard for Him. Și nimic nu este prea greu pentru El. Bless my brothers and sisters today. Doamne, binecuvântează pe frații și pe surorile mele astăzi. Inspiră-le credința, mărește-le. Dă-ne un duc de credință și de bucurie. Pentru că Tu ești Tatăl nostru. Și Tu faci totul bun, Tu lucrezi pentru binele nostru. Și noi ne bucurăm în Tine. Îți mulțumesc pentru dragostea Ta, pentru puterea Ta. Ne-am rugat în numele lui Iisus Hristos. Aleluia!